Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această seară, pentru că conferința noastră a avut loc cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Daniel. Dorim să-i mulțumim pe această cale. Mulțumim de asemenea și Părintelui Zaharia pentru prezența domniei sale. Mulțumim Părintelui Constantin pentru traducere și pentru prezența domniei sale. Am constatat în seara asta că sunt destul de bătrân și obosit pentru a mai traduce. Deci am chemat pe Lucia aici lângă mine, la nevoie, însă a fi și traducătoare de profesie, costa noastră studentă, să mă ajute. Ar fi fost cazul, dar am zis să încerc să duc până la capăt. A doua oară nu mai fac. Aristotul Feu ia din chinonia cu ei. Și eu mulțumesc Dumnezeu pentru comuniunea pe care am avut-o cu dumneavoastră. Înainte de a încheia, doresc să fac câteva anunțuri. Sâmbătă, 6 octombrie, va avea loc o parastasă Părintele Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. Vom participa la Sfânta Liturghie de la ora 9:30 și apoi vom participa la parastasul Părintele Stăniloae la mormântul duminică, pe 7 octombrie, vă invităm să participați alături de noi la Tedeumul pentru începutul anului universitar, care va avea loc la Paraclisul Universitar Sfântul Nicolae Ghidă. De asemenea, dacă doriți să susțineți activitățile noastre, la ieșirea din sală se organizează o colectă. Vă mulțumim pentru prezență și vă urăm un succes în noul an universitar. Vom spune împreună rugăciunea cu bine să fie adevărat. Doamne, miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvântați! Eu chiar am despus despre carte, am spus un prolog care este cu cuvânt înainte. Vă mulțumim pentru prezență!